mi-am dat seama că toți avem o caracteristică. Tuturor ne place să primim. Și ne bucurăm când primim ceva, așteptăm să primim multe de la Dumnezeu și mă bucur să descoper în Scriptură un Dumnezeu care găsește plăcere în a dărui. Dar aceea scriptură îmi spune că Dumnezeu se bucură și când primește. Și dacă unii vă gândiți că Dumnezeu se bucură doar când primește păcatele noastre sau suferințele noastre, poverile noastre, durerile noastre, aș vrea să vă aduc aminte că Dumnezeu se bucură și când primește mulțumirile noastre și când primește închinarea noastră și când primește neprihănirea noastră, dărnicia noastră. Așa că dimineața m-am hotărât să particip și eu cu voi la sărbătoare, pentru că am venit să primim și ați auzit că primim și mâncare la final, deci e parte bună și eu niciodată n-am intrat în competiție cu mâncarea, deci voi încerca să închei la timp. Dar dacă am venit aici să primim sper că am venit aici să dăruim, m-am gândit să particip la sărbătoare cu voi și m-am gândit să încerc două variante. Și le încerc dacă vă așeza jos. Nu mă deranjează dacă stați în picioare, dar v-am mai ținut un pic ca să nu obosiți în jos. M-am gândit să pun ceva la expoziția aceasta și m-am gândit să vă dau ceva pentru acasă m-am uitat la decor și mi-am dat seama că este belșug de pâine și atunci am zis că România au o vorbă, că mult pe mult nu strică. Așa că în dimineața aceasta, lângă pâine, vă aduc și eu o pâine. O vreți întreagă sau felie? Feliată. Asta mi se pune întrebarea, că mă duc să cumpăr pâine. Mă mai duc și eu, să nu crezi că mă duc toată ziua, dar mă duc că o vreți întreagă sau feliată. Și în funcție de moment îi spun și eu Doamnei cum o vreau. În dimineața aceasta încerc să vă dau o pâine. Am vrut să zic că vă dau o pâine în colțuri, că am văzut că rotunda aveți. Așa. Dar poate nu sună bine, atunci vă dau feliată, Cinci felii vă dau. 5 felii de pâine dimineața aceasta, dar vi le dau toate, deci puteți să le luați acasă, nu e nicio problemă și sigur dacă le împărțiți și cu alții chiar este frumos că poate astăzi învățăm că Dumnezeu se bucură și să primească și că Dumnezeu vrea să dăruim și altora, că și altora le place să primească. O să vă împărtășesc prima felie, nu știu dacă ne ajută cei de la calculator să le pună pe ecran. Prima felie din pâinea care vă ofer am denumit așa, pocăiește-te sincer. Acum unii vă întrebați, ideea aceasta despre pocăință este pentru cei nepocăiți sau pentru cei pocăiți? Și răspunsul meu este da. Răspunsul meu este da. Știu că nu este plăcut termenul. Știu că unii încearcă să-l evite. Știu că deseori noi cei din biserică le spunem celor din afara bisericii să se pocăiască și uneori poate pe ei îi deranjează lucrul acesta. dragi mei, aș vrea să vă spun un lucru care cred că îl știți foarte bine. Nu noi am inventat pocăința. Că dacă ar fi după noi, noi am scoate din Biblie, să știți. Deci și eu și alții cred că am scoate pocăința, pocăința în adevăratul sens al cuvântului, nu ca vorbă, am scoate lacrimile acelea, părerea de rău, schimbarea, că nici nouă nu ne plac. Problema care o avem noi, știți care este? Că Scriptura de la început până la sfârșit este plină de porunca aceasta. Și n-a existat om pe fața Pământului care să greșească față de Dumnezeu, și în afară de Isus Hristos toți au greșit, care să se poată împăca cu Dumnezeu fără pocăință fără o schimbare reală a vieții, regretul pentru păcat și o schimbare reală a vieții. Și de asta, fie că este vorba de timpul patriarhilor, că vorbim de Iov, care ajunge la concluzia, mă pocăiesc, am ajuns să-L cunosc pe Dumnezeu cu adevărat și mă pocăiesc, fie că e vorba mai târziu de poporul lui, că vine Ioan Botezătorul, că predică Domnul Isus Hristos, că vor predica Sfinții Apostoli, niciunul nu poate evita pocăința ce m-aș bucura eu astăzi la serbarea aceasta de mulțumire, chiar m-aș bucura să-i dăm lui Dumnezeu toate păcatele noastre, toate nelegiurile noastre, nici nu știu de ce le purtăm. Păcatele sunt atât de grele și ne macină atât de mult, ne distrug și sufletește și fizic. Știți că omului Dumnezeu la un moment dat face o mărturisire. Câte vreme am tăcut și nu mi-am mărturisit păcatul, nu, nu știu cum vine asta, că îi se topea oasele, că îl dorea tot. Dar păcatul este o povară care ne distruge și din punct de vedere fizic și din punct de vedere spiritual. Dar dacă unii cumva ați stat liniștit și v-ați gândit că pocăința este doar pentru cei din afară, ascultați-mă, faptul că ne-am pocăit în urmă cu nu știu câți ani, nu înseamnă că am scăpat de pocăință. Pentru că de fiecare dată când greșim în fața lui Dumnezeu, singura șansă a celor din biserică, știți care este? Pocăința. Și dacă vă aduceți aminte mesajul lui Dumnezeu pentru biserici în cartea Apocalipsa, de fiecare dată când o biserică greșește undeva, care este mesajul lui Dumnezeu? Aduți aminte și pocăiește. Pocăiește-te altfel, vom sta la discuții împreună și nu vei ieși bine, da? Deci asta este prima felie. Haideți să ne gândim astăzi la pocăință, pentru că omul care se pocăiește îi face bucurie lui Dumnezeu. Omul care se pocăiește face bucurie în cer. Vedeți, eu tot încerc să le aduc oamenilor aminte că noi ar trebui să fim cinstiți. Noi așteptăm să ne facă cerul bucurie. Și Dumnezeu ne face bucurie, slăvit să fie El. Dar credeți că cerul nu așteaptă să facem și noi bucurie. Știți cum influențăm noi cerul la bucurie? Este mare bucurie în lumea lui Dumnezeu când? Când un singur păcătos se întoarce la Dumnezeu. Gândiți-vă dacă astăzi mă vreo 30 ne-am ce sărbătoare ar fi în cer. Ar fi sărbătoare și acolo, ar fi sărbătoare și aici. Și asta ar fi cumva frumos din partea noastră, că încercăm să fie bucurie nu doar în viața noastră și doar în cer. Sunteți pregătiți pentru a doua felie. Că aici puteți adăuga voi cât de multe. În cazul în care unii nu știți de ce trebuie să vă pocăiți, stați cu mine la masă. Și vă dau eu o listă să vă pocăiți de comoditate, de egoism, de bârfă, de... Vă dau eu când nu puteți duce acasă, credeți, e o listă și s-ar putea, nu să le aveți pe toate, dar să vedem că uneori suntem nepăsători, alteori suntem mândri, frică, rușine, interese personale, tot ce este firesc ar trebui abandonat. A doua felie spune așa, înnoiește-te continuu. Pocăiește-te sincer și înnoiește-te în mod continuu. Atunci când ne întoarcem la Dumnezeu, viața noastră este înnoită. Dar asta nu înseamnă că am terminat. Știți că Domnul Iisus Hristos le spune oamenilor în predica de pe munte că noi trebuie să țintim spre un standard. Fiți desăvârșiți. Cum? La fel ca Tatăl vostru din cerul care este perfect. Acesta este idealul. Idealul nu este să fim mai buni decât am fost atunci când am fost răi. Idealul nu este să fim mai buni decât cei care sunt mai răi decât noi. Credeți-mă, întotdeauna pot găsi o persoană mai rea decât mine. Dacă nu o găsesc, o inventez. Și voi lua o persoană necunoscută și voi spune, sigur, ăsta e mai rău decât mine. Dacă aș trăi prin comparație cu alții, de multe ori aș putea foarte liniștit să stau. De câte ori îmi aduc aminte că eu trebuie să fiu așa cum este Tatăl meu ceresc, am probleme. Pentru că uneori, în loc să mă apropiu, parcă mă îndepărtez de imagine. Și cu cât Îl cunosc mai mult pe Dumnezeu, îmi dau seama cât de mare este și diferența. Știu că iarăși aș aplica versetul acesta oamenilor mai firești. Dar Dumnezeu spune unor oameni religioși, gândurile voastre și gândurile mele sunt atât de departe cât cerul de pământ și răsăritul de apus. M-ar îngrozi să se aplice aceasta creștinilor. Dar se poate aplica în momentul în care eu spun, odată m-a înnoit Dumnezeu prin Isus Hristos și am terminat cu înnoirea atunci. Și Apostolul Pavel spune că omul duhovnice se noiește în fiecare zi până când va ajunge ca Mântuitorul Său, ca Domnul Isus Hristos. Un înnoit, viața creștină normală cam aceasta ar trebui să fie. Un înnoit care se înnoiește în mod continuu. Știți ce au spus reformatorii, dar mulți nu știu asta. Noi tot vorbim de reformă și de alta, că reforma nu s-a încheiat. Și biserica trebuie să fie într-o continuă reformă până când va ajunge desăvârșită, cum o vrea Domnul Isus Hristos. Ne pocăim sincer. Acum, trebuie să fac precizarea aceasta. Bănuiesc că ați înțeles-o. Dacă nu dorim binecuvântarea lui Dumnezeu, dacă nu dorim veșnicia în slavă cu Dumnezeu, nu trebuie să ne pocăim. Deci ascultați-mă, dacă unii nu doriți gloria cerească cu nuna și toate celelalte, să nu vă pocăiți că vă stricați veșnicia. Că dacă ne pocăim, sigur ajungem în cer. Și dacă cineva vrea niad cu satana, ferească Domnul să vă pocăiți că nu mai ajungeți în iad. Deci numai dacă vrem cu Dumnezeu, trebuie să ne pocăim. Dacă nu vrem cu Dumnezeu, dar are nicio treabă pocăința cu noi, că ne stricăm toate planurile, da? Odată ce ne-am pocăit să nu adoptăm poziția aceasta, uneori văd pericolul acesta în bisericele evanghelice. Noi ne pocăim de păcate, credem în Isus Hristos ca singurul mântuitor, ca așa ne spune Scriptura, și apoi mărturisim în botez înnoirea pe care a făcut-o Dumnezeu. Știți cum văd însă la unii poziția de poză la botez, chiar dacă nu e așa. Cam așa. Mulțumesc, cu Doamne, că am încheiat. M-am botezat și am încheiat. Cum adică am încheiat? Că abia am început. Și apoi toată viața va fi o transformare pe care o face Duhul lui Dumnezeu în viața mea, spuneam, până când vom fi asemenea Lui și asemenea Lui vom fi doar dincolo. Da? Ne înnoim după ce am fost înnoițe de Duhul Sfânt, ne înnoim în fiecare domeniu. În primul rând ne înnoim gândurile noastre și ascultați-mă, dacă noi ne înnoim gândurile în mod continuu, sigur se înnoiesc și atitudine și faptele noastre. Și unde ne putem noi verifica? Noi știm că nu suntem mântuiți prin fapte bune. Suntem mântuiți doar prin Harul lui Dumnezeu. Știți la ce ne ajută faptele bune? Să ne dăm seama cine suntem să nu cumva să ne amăgim și să spunem, eu sunt o ființă nouă, eu am gânduri noi, eu am o relație specială cu Hristos, iar faptele să fie toate alea vechi. Dacă faptele sunt ale vechi, și ce înseamnă asta? Că noi suntem tot ăia vechi. Că nu poți să ai o natură nouă, o gândire nouă și să fii cu faptele vechi. Ne pocăim la modul sincer, ne noim în mod continuu, și felia treia ar spune, iubește persoanele. Iubește persoanele. Mă gândeam zilele trecute la aspectul acesta și vreau să vă întreb, Dumnezeu ne iubește pentru ce avem, pentru ce oferim, Iubește ce ține de noi sau ne iubește pe noi? Ascultați-mă, dacă Dumnezeu ar fi iubit orice altceva ce ține de noi în afară de noi, o termina de mult cu noi. De asta Dumnezeu ne iubește, sigur, în felul lui. Și când suntem răi, și când suntem buni, și când îl slujim, și când îl slujim, își manifestă diferit dragostea. Dumnezeu ne iubește pentru că Dumnezeu a ales să iubească nu ceva ce ține de noi, ci să ne iubească pe noi așa cum suntem, cu intenția să ne facă așa cum vrem să fim. Vreau să aplic aceasta în trei domenii. Aș vrea să iubești persoana lui Dumnezeu, nu împărăția lui Dumnezeu. Nu lucrurile lui Dumnezeu, nu darurile lui Dumnezeu, nu ofertele lui Dumnezeu. Și de ce vă spun aceasta? Haideți să vă întreb. Sunt momente în care Dumnezeu nu ne dă. Din ce are? Și dacă eu îl iubesc pe Dumnezeu pentru ofertele lui și Dumnezeu pe motive foarte clare, pentru binele meu, dar nu le înțeleg, Dumnezeu nu mai îmi dă ce știu care are și îmi poate da, mai rămân cu Dumnezeu. Dacă eu îl iubesc pe Dumnezeu pentru lumea Lui și într-o zi aș descoperi că lumea Lui nu-i cum eu imaginez eu. Că știți, tot românul are imaginație. La noi trebuie să fie totul cu verdeață, spre exemplu la români. Raiul să fie verde, cu plaiuri miolitice, copiii care sunt mai mici și fata noastră, pentru că iubea mult animalele, mi-a zis că nu a fost mică, tata, așa e că în rai o să fim cu cai, cu vaci, cu bivol, vă dați seama, eu mă vedeam în rai cu vacele, știi, n-am știut cum să scap de ele. Și am spus, drag, o să fie mult mai frumos decât așa, deci n-am știu cum să explic la vârsta aia, o să fie mult mai frumos decât numai cu cai și cu iepurașii, da? Noi, noi pocăiți, știți cum ne imaginăm cerul? Aur, mărgăritare, nu vă place, străzi de aur și avem și cântări, da? Și dacă ajungi în cer și nu o aur și mărgăritare, ce faci? Cum? Trecem peste. A, trece, trecem peste dacă avem ceva mai valoros decât. Dar dacă nu este Isus marea noastră comoară, dacă eu n-am fost legat de Isus, și am fost legat de lucrurile de Isus, de lumea lui Isus. De ce credeți că l-au abandonat atât de mulți pe Isus? Știți de ce? Pentru că Isus, când a fost prins, când a fost bătut, când a fost pe cruce în suferință, Isus nu le mai putea oferi ce își doreau ei. Și dacă eu umblu după Isus, că asta a fost marea tragedie a generației, ei umblau după Isus, că era făcea semne, că minuni, că le dădea pâine, că pește, și când Isus, cel puțin aparent, este prins legat, știți care era batjocora mare acum? Păi nu mai poți face nici măcar pentru tine. Dacă vrei cu adevărat să credem, întâi fă ceva pentru tine și apoi, apoi nu uita de noi că noi încă suntem dispuse să primim. Dacă ei erau legați de Isus 100%, erau mereu lângă Isus. Am zis că aplic asta la relația cu Dumnezeu. Iubește persoana lui Dumnezeu, nu lumea lui Dumnezeu neapărat. Sau cum vreți, pot să spun multe. Pot să aplic asta la frații și surorile din biserică. Iubește pe fratele și pe sora, nu ce are sau ce nu are. Știți care poate fi problema la noi? Și să avem chiar nemulțumiri, că suntem în ziua mulțumirii. Fratele nu se barberește ca mine, nu poartă adidea ca mine, nu își piaptă chelia ca mine, nu ia adidea și care iau eu, nu stă în bancă cum stau eu și toate astea și astea ne pot despărți foarte mult, pentru că fratele n-are darurile mele. Dacă eu l-aș iubi pe fratele sau pe sora, nu ce are sau ce nu are, când ar dispărea iubirea mea pentru fratele? Când ar dispărea fratele? Iar fratele nu dispare, slăvit să fie Domnul, că prin Hristos suntem veșnici. Îmi dați voie să aplic și asta la familie recomandarea mea, dacă aș fi undeva, la o nuntă să zic, ea spune Mirei să-i iubiască iubească pe el, nu ce are el. Și când spun ce, el, ce este el, n-am în vedere atât de mult fizicul lui. Vă dați seama ce catastrofă ar fi să le spui la băieții tineri Că ar trebui să o iubească pe fată, să nu iubească formele fetei, figurile fetei, finanțele fetei și toate astea. Știți de ce? Nu știu dacă v-ați dat seama, dar nu vreau să vă stric ziua de bucurie. Știți că formele unor fete dispar. S-ar putea la prima naștere să schimbe costumașul. Păi dacă eu am iubit formele ei, cu ce am rămas? Cu nimic. Unora ne place când suntem tire. ce figuri are în cap, știi? După asta poate îi vine mintea la cap. Că, nu. Păi dacă mie mi-au plăcut de figuri și am iubit figurile, acum ce fac? Că ea nu mai are figuri. Am terminat-o cu ea, da? Am zis că nu mă leg de finanțe, dar dacă te-ai legat de finanțele băiatului și de finanțele fetei și vine o suflare din asta... Dar întrebarea mea, dacă te legi ca fată de băiat de el, Câtă vreme îl vei iubi? Câtă vreme există? Dacă o iubești pe femeie, pe soția ta, ca persoană, nu calitățile ei și toate celelalte, care sunt pe plus, pe minus, ca așa suntem noi. Dacă iubești persoană, câtă vreme există persoana, atunci o iubești și o slujești. De asta spun Dumnezeu când a venit, a venit pentru noi în Isus Hristos. Când a murit pe cruce, a murit pentru noi, El vrea o relație cu noi, indiferent ce avem sau nu avem, și noi trebuie să avem o relație cu El. Știu că nu este posibil lucrul acesta, dar eu am tot felul de frământări în minte și una din întrebările mele. Foarte sincere, pentru mine. Știți care ar fi? Ce, deci, ce decizie aș lua dacă, prin reducere la absurd, într-o zi aș afla că Isus Hristos nu mai are rai, nu mai are cunună, nu mai are răsplată? Ce decizie aș lua? Vă spun ce decizie aș lua. Principial dacă aș fi legat de ce are el și de ce oferă el, când aș afla că nu mai are și și-a spune. Îmi pare rău, drumurile noastre se despart. Pentru că ăsta a fost interesul. Dacă îl iubesc pe el, aș putea poate fi un pic mâhnit să spun, a, Iisus, eu dispărut pădurile alea verzi și floricelele care mi le-am imaginat, dar până la urmă auzi, eu sunt legat de tine și rămân cu, cu tine. Ăștia sunt oamenii pe care îi apreciem noi. Vă aduceți aminte de omul acela care spune, dacă nu o să mai fie smochine, dacă nu o să mai fie, eu cu cine rămân? Cu Domnul. Bun, haideți să fim sinceri. Ne place cu Domnul și dacă sunt smochine. Și ne place cu Domnul și dacă staurile sunt pline. Dar nu staul le sunt comoara noastră. Și Domnul, și rămânem cu El, haideți să învățăm sau să reînvățăm să iubim persoana. Că e vorba de persoana de lângă noi, că e vorba de părinte, că e vorba de copil, că fratele, sora în biserică, dacă e vorba de colegul de muncă, de vecin, să știți, dacă am iubit persoana, dacă am respectat persoana, i-am iubit pe toți și i-am respectat pe toți. De ce avem probleme? Pentru că pentru noi pot apărea alte lucruri mai importante. Și haideți să vă spun deschis. Câteodată știți ce este mai important? Poate confesiunea omului. Pentru mine e cumva straniu cum de în timpul săptămânii ne putem înțelege. Cu vecinii, cu colegii, de muncă, cu toți. Și duminica avem o problemă. Duminica parcă suntem din alte tabere, de ce? Pentru că unul merge pe strada cu tare, unul merge pe strada cu tare. Dacă noi ne-am respectat ca oameni, am avea discuții frumoase și am spune, auzi, acolo te poți închina autentic lui Dumnezeu? Du-te, te rog. Dacă acolo poți să fii ce vrea Dumnezeu să fii, numai să fii sigur, du-te acolo. Eu mă duc din coace, de ce? Pentru că aici mă ajută Dumnezeu și oamenii prezenți să-i ofer lui Dumnezeu adevărata închinare. Deci dacă mă uit la primele litere, P, I, A, mai am două felii. N ar urma, așa Voi ce ați spune acolo? Hai să-mi dați și voi o felie. Cum? N, 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 da, N, N. De la pâine. Și ce să pun la N? Nu știu. Bun, să vă spun ce am pus eu, dar poate fi orice, că până la urmă toți putem avea contribuție la pâine. Eu am scris așa, navighează biblic. Navighează biblic. Acum, cei mai mici nu prea știu, dar o să afle ei de la noi sau de la alții că viața este o călătorie, că o vrei cu avionul, că o vrei pe mare, că o vrei pe cărare, că o vrei pe autostradă, până la urmă, viața este o călătorie. Și poți să te duci după capul tău, poți să stai să-i întrebi pe alții, depinde pe cine întrebi. Uh, unii, acum, au zis că pentru ei e foarte simplu și am ajuns și eu, moșul, tot așa, uh, îi admir pe cei, admir cu ghilimele, îi admir pe cei care tot îmi explică. Frate, ajungi la o benzinărie, știi că fiecare cu așa, sau mă sun când intri în oraș și vin să te iau. mă frate, poți să-mi dai o adresă? De ce? Zic, că am o doamnă care mă coordonează, las, că asta știe să mă duc acolo, că... Acum nu-ți mai trebuie nici busol, acum inteligența artificială la care suntem, împotrivă GPS-ul, dacă nu s-a stricat, ne ajută, da? Toți navigăm în felul nostru. Ce busolă folosim? Cine ne dă indicații? Cine ne conduce în viața aceasta? Și dumneavoastră știți foarte bine. Dumnezeu a lăsat pentru noi să fie lumină pe cărarea noastră, îndrumar, cum doriți noastră, ce? Sfânta scriptură, cuvântul sfânt. Este versetul acela frumos în Biblie care pune o întrebare retorică, apoi dă și răspunsul. Cum își va ține bătrânul cărarea curată? Păi nu, eu de bătrân zic, de ce Ăștia nu se rătăcesc. Eu cred că bătrânii se rătăcesc mai ușor dacă nu s-a Adică, de na, tinerii... Cum, bătrânul, cum își ține cu cărarea dreaptă? Cum? Ca și tânărul, îndreptându-se după Cuvântul lui Dumnezeu, că Biblia nu este a tinerilor, a bătrânilor, a copiilor, Biblia este a tuturor, este Cuvântul lui Dumnezeu. Ei, trebuie să vă atrag atenția, nu că n-ați ști. Mulțumesc, în sfârșit s-a făcut lumină, da? eu mă pot ghida, pot naviga după cuvântul lui Dumnezeu dacă îl am și dacă îl deschid și dacă îl cunosc. Și apoi sigur să-l ascult. Adică bănuiesc că majoritatea aveți ceva pe telefon, nu? Nu știu, Google Maps sau Waze sau ce, da? Bun, și dacă telefonul e închis? Adică tu poți să spui, să spui stai domne, că nu alea ce l-ai pomenit tu. Eu am cel mai tare sistem de navigație din lume. Și zic, de ce nu ai spus? Păi ce, dar eu nu l-am deschis de trei luni. Nu-s conectat, nu cu tare. Acum, tineri, ar trebui să pricepeți niște lucruri. De ce ai Biblia? Deci când Biblia este așa, este o carte ca orice altă carte. Poate că o să sune interesant. Că Biblia nu-i valoroasă prin coperțele ei. N-are cu percepție că ducă și asta, Dar nu că am citit-o mult. Cu cu mine, știi, ca să dea bine așa. Da. Foile sunt tot acelea, așa cum că le fac mai subțini. să vă spun, o... parcă v-am spus eu, nu? Când dați o Biblie cuiva, aveți grijă și cu dați și ce să fac cu ea. O soră era super încântată că o dus cuiva o Biblie și el ă, a venit și a spus, Doamne, eu mai am niște colegi cu tare, nu-mi dați să le dau și lor. Sora a crezut că e răspuns divin la rugăciune. O să frate, eu am crezut că mă ajută în evangelizare. Cum să nu-ți dau? Și după o vreme au aflat că a făcea țigări din ea și le vindea și le fuma. Și când o a aflat, l întrebat, o să bă, e adevărat. O să da, Doamne, e adevărat. Păi de ce faci tu țigări din Sfânta Scriptură? O să Doamne, greu de găsit foaia așa de fine. E explicat la tehnică, la o să Doamne, asta e potrivită pentru nu, și nu v-ați fi așteptat să paralizeze, că el a luat Scriptura și a făcut țigări din el. Noi am zis, Băi, cum nu l-a fulgerat Dumnezeu? Nu pentru că Biblia, dacă nu o bagi în seamă, e tot hârtie. Când Biblia o deschizi, o citești, o crezi, atunci ea este cuvântul viu care lucrează în viața ta. Deci când am spus navighează biblic, nu înseamnă că îți pui Biblia pe bord la mașină și acum Iisus Hristos este Domnul. Dar mi-a cerut unul, zic, că domnul eu, că n-aveți să-mi dați o Biblie. Da, zic, ce să faci cu ea? Ce vreau să o pun în mașină, ca am înțeles că ajută. Am domnule, tu crezi că ăsta e contrabalans? Când ai tu polei pe drum, să intri cu 120 în curbă și te ține Scriptura? Zic, te prăpădești cu tăcut Scriptură. Tu respecte regulile circulației, bagă-ți mințile în cap. Scriptura nu e pentru Scriptura să-ți dea minte să conduci cum trebuie, da? Navigează biblic și urmează Aici am, am, mare probleme, nu știu ce să pun. Mă ajutați? Cum? Dar cum să zic, evangelizează i pe toți sau pe unii? Că, nu, no, cumva, evangelizează i pe toți. Soră, să știi că m-aș duce pe ce zici în mea ta, pentru că aveam în minte o chestie, dar am renunțat la ea. Am zis că în dimineața aceasta ar fi bine să vă mărturisesc că vreau să fiu casa maritenii. V-ar fi plăcut așa? Vreau să fiu casa mariteni. Sună cam urât pentru aia care citesc Biblia, știi? A, pentru unii ar suna un pic, vreau să fiu ca evrei, dar nici asta nu sună chiar bine dacă îi cunoști pe evrei uh, și istoria lor. Dar cât se vorbește rău despre samariteni, că ei cumva sunt simbolul răului pentru evrei și erau, știți că în Biblie au fost și samariteni buni. Și uite, apropo de ce a zis sora, la evangelizare, aș vrea să fiu ca samariteanca sau samariteana, cum vreți. Aha. Deci o femeie care când îi schimbă Hristos viața, ce face? Când îl întâlnește pe Isus, ce face? Merge, imediat. Merge imediat la un sat, la două și le spune, am venit, o femeie înțeleaptă, C cât o fi bat o pe ea, se duce cu atitudinea potrivită, cu mesajul potrivit și acolo oameni cu grămada, îl cunosc pe Dumnezeu, pe Hristos, se pocăiesc și devin fi împărăția lui Dumnezeu pentru că o samariteană o făcut ce-o zis sora, la e opus evanghelizează-i soro, evanghelizează imediat, Evangelizează i cu adevărul. Bun, asta, care vreți felia asta cu evangelizare, vă rog să o luați, care nu o vreți, mai stați de vorbă cu Isus, că dacă nu ne implicăm în evangelizare, nu pricepem deloc nici de ce a venit Isus, nici de ce a murit pentru noi. Ziceți altceva cu el. Acum vă dau felia pe bucăți. Asta a fost felia de la sora, bonus, da. Ce ați spune la ea? Că mă gândesc că poate unii vă uitați și la evenimentul de astăzi. Cum? Evaluează. Mă gândeam dacă să pun exprimăți mulțumirea sau extindeți mulțumirea. Ce ați spune voi? Se extinde. A, că dacă mi-o extind, mi-o și exprim. Dar cum mulțumirea asta a mea ar trebui să crească? Să se extindă un pic. Vedeți, noi suntem mulțumitori. Ei suntem mulțumitori lui Dumnezeu unii. Pentru anumite lucruri. Eu a zice să ne extinde mulțumirea și să-i mulțumim lui Dumnezeu și pentru ce nu ne place. Vreau să vă întreb un lucru. Din cât îl cunoașteți pe Dumnezeu, ce din ceea ce ne oferă Dumnezeu este pentru răul nostru? Sunteți convinși de asta? Și noi atunci mulțumim lui Dumnezeu pentru tot și toate? Știți când mulțumim lui Dumnezeu pentru tot? Numai când aruncăm o frază din asta, Doamne îți mulțumesc pentru tot. Dar altfel când ies o iei punctual. Nu-i mulțumești lui Dumnezeu că ți-o spart unul casă. Nu-i mulțumești lui Dumnezeu că a venit o boală peste tine. Nu-i mulțumești lui Dumnezeu. Asta n-a trebuit să zic că s o recalculat pensiile. Știi că unii mulțumesc Domnului că s-au recalculat, alții <laughs> au probleme. Cum să... Asta nu-i voia Domnului, asta e guvernanții noștri, nu mai votăm, da? Ca să-ți extinzi mulțumirea la toate, chiar uneori trebuie să stai să-ți mintea. Ați auzit, nu știu care predicator a fost, că auzi multe variante și nici eu nu le știu pe toate, nici nu mai îmbat mintea cu asta, dar un slujitor al lui Dumnezeu și-a propus să mulțumească lui Dumnezeu pentru tot ce îi se întâmplă. Și la un moment dat, cei din biserică au aflat că cineva i-a furat pormoneu. Și acum a zis, „Nu, să vedem ce mulțumire scos de aici. O, să am câteva motive de mulțumire. Care? Ce mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a furat pormoneu și nu mi-a dat în cap să mă omoare. ce mare lucru, domnule. Totuși mi-a luat pormoneu, dar nu mi-a dat în cap. Al doilea motiv de mulțumire. ce mulțumesc lui Dumnezeu că averea mea nu a fost în pormoneu. În pormoneu, zice, a fost acolo ceva. El mi-a luat pormoneu cu ceva, dar nu mi-a luat averea, că averea e în altă parte. Și după ce odată el motivele de mulțumire, m-a impresionat cel mai tare ultimul. Și și-a spus, îi mulțumesc din inimă lui Dumnezeu că hoțul a fost el, nu eu. Ha? Ce ziceți? Omul zice, dacă eram eu hoțul, unde eram eu, în ce stare eram eu, care era relația cu Dumnezeu, ce caracter aveam? Îi mulțumesc lui Dumnezeu că hoțul a fost el, n-am fost eu. Dacă ne extinde mulțumirea, Vom extinde mulțumirea în relația noastră cu Dumnezeu, dar în casele noastre am putea să ne extindem mulțumirea. În casele noastre de obicei mulțumim pentru ce ne place sau pentru ce ne place. Când ai mulțumit soției, soțului sau copilului pentru ceva ce nu-ți place? Păi nu că uneori să mulțumești pentru ce nu-ți place, ar trebui să fii o persoană a credinței. Să-i spui la copil, măi, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru prostiile care le-ai făcut. Ar rămâne blocat. Și apoi să spui, asta m-a convins încă o dată câtă minte ai tu și cât o pus Dumnezeu în viața ta Acum că sunt sigur de capacitățile care le ai, urmează să le ducem înspre bine. Să mulțumești cuiva că te-a jignit, să mulțumești cuiva că te-a vorbit de rău, deși noi teoretic știm, ferice de voi când... Da, da spuneți mi ați avut măcar o dată în viață momentul în care se duci la cineva să spui, auzi, ca om nu-i plăcut, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că prin ce ai făcut tu, mi-ai mărit un pic cu una veșnică. Dacă mai faci niște chestii din astea, chiar să a asigura dincolo. Sau să spui unui coleg de muncă, păi, poate nu înțelegi. Tu crezi că o zi fac la mișto, dar nu e la mișto, poate vei înțelege într-o zi. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că de când ai venit și îmi faci atâtea probleme, eu am putut să mă verific dacă sunt cu adevărat copilul lui Dumnezeu sau nu. Și faptul că nu te-am strâns de gât până acum e dovadă că sunt născut din nou. Asta e, pentru mine e convingere, că nu te suportă nimeni, de eu încă mă rog pentru tine și chiar mă bucur când mai vin și te întâlnesc. Că zic, Uite bă, ăsta mă mai scutură un pic, văd ce e în viața mea, unde văd că e prea mult firesc, acolo mă pocăiesc. Dragii mei, dacă luați pâinea cu voi acasă sau nu, e chiar o problemă a voastră, m-aș bucura să o luați, m-aș bucura măcar o felie să dați și altora. Aș vrea să vă spun altceva astăzi, că Domnul n-a vrut să ne împodobească doar sărbătoarea. De aceea Domnul Iisus Hristos când vorbește cu contemporanii spun, spune Aș vrea să vă duc aminte că unul singur va dat adevărata pâine, tatăl din cer. Și mântuitorul spune Eu sunt pâinea vieții. Și dacă cineva este flămând după neprihănire, după pace, după adevăr, după divinitate și vrea să aibă sufletul săturat, are o singură șansă nu o felie din Isus Hristos. Pâinea lui Dumnezeu nu vine pe felii. Că noi, dacă Isus Hristos ar fi feliat, toți am luat câte o bucată. Știți ce am luat? Ce ne convine? Felia bunătății, felia îndelungelui răbdări, felia iubirii, am sărit toți acolo să fie cât de mare că ne convine iubirea lui Dumnezeu. Nu, Iisus Hristos este pâinea și ni se servește întreagă. Nu poți avea parte din Hristos. Dacă vrei să ai parte cu Hristos, îl primești pe Hristos, îl respecti pe Hristos și urmându-L pe Hristos, ajungem acolo unde chiar va fi sărbare, Știi că în cer o să fie serbarea roadelor? Da? Da. Dar nu o să fie usturoi, pătrunjel și din astea. Într-o zi, în sala de expoziția lui Dumnezeu, vor fi roadele jertfei Domnului Isus Hristos. Știți ce-mi doresc? Să fim toți acolo. Și vă dau un bonus cu un sfat. Dacă vrei să ajungi în expoziția lui Dumnezeu, fii ce te-a creat Dumnezeu. Ceapa a fost pusă aici pentru că a rămas ceapă. Morcovii pentru că au fost morcovi, strugurii pentru că au fost struguri, merle pentru că au fost mere, dar există ceva, când rămâi ce te-a creat Dumnezeu, dar încerci să fii cât mai frumos și plăcut lui Dumnezeu, ce face Dumnezeu? Te ia și te așează în expoziția Lui. Nu știu dacă băieții, fetele, cine care au făcut expoziția asta, dar credeți-mă, ei au făcut selecție. Aici n-au pus orice pară, n-au pus orice măr, n-au pus orice crenguță, că au zis că trebuie să dea bine în poză. Ascultați-mă, în expoziția lui Dumnezeu nu o să apară oricine și orice. Dar toți cei care rămân ce i-a creat Dumnezeu, oameni, bărbați, femei, care sunt sfinți, curați, care s-au înnoit în mod continuu prin Isus Hristos, vor fi acolo. Nu știu dacă îngerii vor face poze, nu știu pe ce site-uri se vor pune, dar știu un lucru. Dacă Dumnezeu va fi încântat de noi, veșnicie mai frumoasă nu ne trebuie. Numai ca să ajungem în expoziția lui Dumnezeu, trebuie să ne pocăim sincer, de acolo începem. Trebuie să ne înnoim în mod continuu, tot prin Hristos, Duhul Sfânt. Trebuie să iubim pe cei din jur, nu lucrurile. Pe ei trebuie să iubim. Când navigăm, trebuie să ne ținem de scriptură și pentru fiecare lucru pe care îl primim și pe care nu îl primim. Să spunem mulțumesc frumos Dumnezeului nostru. Amin! Amin.